Emisiune oferită de Cotnari. Începutul anului 2020 găsește Politehnica Iași într-o postură dificilă. Rămasă fără antrenor după demiterea lui Mihai Teja, Iașiul se afla pe un loc din subsolul clasamentului și era presată de datorii financiare. Adrian Ambrozie se afla în ultima lună de mandat ca președinte al clubului pentru această poziție, încălzindu-se Ciprian Paraschi, fostul capitan al Iașiului. Mihai Chirica a încercat să revitalizeze clubul și dă o lovitură de imagine prin cooptarea lui Mircea Rednic, ca și antrenor principal, dar și potențial investitor. Vor fi fonduri, da? a fost destul de clar. Da? Nu vin ca investitor, nici la Dinamo nu am venit, ca tot. Păi am plăcut și când a fost nevoie. Cu mare drag. Deci cu mare drag. Nu, eu am împrumutat, deci nu. Eu le-am spus că ei se bazeze pe mine, da? Că eu îmi respect foarte mult jucătorii și mă bat pentru jucători, chiar dacă voi ați mai scris în ziare că am pierdut vestiarul de nu știu câte ori, nu l-am pierdut vestiarul, dar altfel. Pe 1 februarie, Ciprian Paraschi devenea președintele clubului Politehnica Iași. Acesta a pornit optimist pe noul drum, deși situația financiară a clubului era una delicată. Iașiul începea anul cu jucători noi, precum Luca Seno, Moh de Iriondo, Grădinaru, Climaviciu sau Ceacana. Am mare încredere în antrenor și împreună, pentru că doar împreună, când spun împreună, mă refer la absolut fiecare ieșan care trăiește în acest frumos oraș, în acest frumos județ, trebuie să fie și cu sufletul și cu inima, dar mai ales cu prezența lângă echipă. Dar am putut să-mi fac o primă impresie. La o primă impresie, situația pare să fie puțin mai grea decât m-am așteptat, dar îmbucurător este faptul că din tot Iașul, inclusiv din mediul de business, am simțit mesaje pozitive. Lumea simte că este o restartare a fotbalului ieșan. Lumea simte că Iașul poate să ajungă acolo unde poate n-a fost niciodată și, evident, nu-mi pierd entuziasmul. Suntem aici doi frumoși nebuni care ne-am asumat un proiect frumos alături de toată lumea, evident, de jucători și absolută, inclusiv de voi, pentru că eu am încredere în jurnaliștii din presa ieșană pe care eu o consider, chiar vin de la București, că se ridică la nivelul presei naționale. Și vă felicit pentru prestațiile care le-ați avut până acum. Deci mesajul meu este unul optimist, chiar dacă o primă impresie nu este extraordinară, dar haideți să fim cu toții lângă ea și lucrurile vor fi foarte bine. În luna februarie, Iașiul pierdea toate partidele din campionat pe teren propriu cu Viitorul și Craiova și în deplasare la Șepșii și FC Botoșeni. În schimb, Politehnica începea bine play-out-ul cu o remiză în deplasare la Șepșii și o victorie pe teren propriu cu Dinamo. În etapa a treia, ieșenii plecau optimiști la Ovidiu pentru a scoate cel puțin un punct cu Viitorul, doar că Liga 1 intra în vacanță forțată datorită pandemiei de coronavirus. Dezamăgit că am venit până la Constanța și am fost anunțat acum că nu se va mai juca etapa de mâine și va fi suspendat până pe 31 a 3. Ce să facem? Trebuie să respectăm decizia Federației Române de Fotbal. Noi programul care l-am făcut îl menținem, vom face antrenament după amiază, după care rămânem aici seara și mâine vom pleca spre Iași. Pe două liber până luni și sper că până luni după amiază să avem mai multe informații, ținând cont de când va începe, se va relua campionatul, putem să ne antrenăm, nu putem să ne antrenăm, să vedem ce program o să facem până pe 31 a 3-a. Sunt multe semne de întrebare. Sper că în următoarele zile să le clarificăm, să avem mai multe informații. Ținând cont de situația care e în România, în Europa și în lume legată de acest virus care ne dă bătăi de cap, cred că e o decizie bună.
pentru că trebuie să știm și noi unde suntem, să știm ce trebuie să facem. Eu știu, sper ca să oprească odată îmbolnăvirile astea care apar și să putem să intrăm normal. Cum îi protejați pe jucători? În primul rând, ei să se protejeze, eu le-am dat toate informațiile, și eu și doctorul, am avut o ședință ieri, chiar i-am obligat, când ies, eu știu, în public și asta, în zone aglomerate, să ferească, să poarte mască, cel mai bine ar fi să nu umble, să stea cât mai mult acasă, alături de familie și să se protejeze până lucrurile se vor liniști. România a intrat în stare de urgență, iar fotbalul a trecut pe plan secund. Clubul a fost nevoit să-i bage pe jucători în șomaș tehnic, iar fotbaliștii străini care nu au reușit să plece acasă în timpul au rămas în Iași. O videoconferință pe o platformă de comunicare online cu toți jucătorii, cu majoritatea dintre ei, și prin care le-am explicat deciziile luate de către club, le-am ascultat doleanțele, un mesaj dedicat în special jucătorilor străini, pentru că înțelegem cu toții cât de greu le este, nu numai pentru faptul că stau în casă precum ceilalți, dar stau departe de familie, sunt convins că sunt îngrijorați pentru cei de acasă. E greu să stai într-o țară străină în această incertitudine. Pot să zic că da, am o echipă frumoasă, am o echipă care, zic eu, a înțeles situația. Evident, sunt multe probleme care le-au ridicat la lungul lor jucătorii. Principal ar fi aceea ca clubul nostru, clubul din Dealul Copoului, să reușească să le achite și salariile pe luna februarie, pentru că nu au achitat salariile pe luna februarie. Le-am spus că facem eforturi foarte mari să găsim bani în piață, astfel încât să fie oarecum la zi cu salariile. Mă cer să aibă salariile pe luna februarie, care sunt salarii întregi. Am fixat o nouă întâlnire cu ei pe finalul săptămânii viitoare. Evident, dacă între timp sunt noutății, voi anunța. Iar una peste alta, chiar vreau să le mulțumesc public, jucătorilor, pentru decența pe care au avut-o în întâlnirea noastră, să le transmit un mesaj de susținere, să fie puternici, și dincolo de fotbal trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să ne protejăm, trebuie să fim sănătoși, trebuie foarte, foarte, foarte mare atenție la acest aspect, pentru că dacă suntem sănătoși, zic eu, viața își va relua cursul normal și fotbalul va reveni acolo unde este locul, ca cel mai important și mai frumos sport de echipă din România. Jucătorii Politehnicii revin într-un final la pregătire. Pandemia impune reguli noi, antrenamente în grupuri mici și distanțare socială. Fiecare echipă este obligată să urmeze un protocol, iar testele pentru coronavirus devin o rutină. Simt așa că trebuie să facem și noi acest lucru, trebuie să terminăm campionatul, trebuie să facem lucrurile numai ca să le terminăm. Și no, e un sentiment destul de ciudat, pentru că tot protocolul și tot ce urmează, nu simt că în România suntem pregătiți pentru acest protocol și pentru a juca fără suporteri. În primul rând, fotbal fără suporteri este foarte sărac și așa eram într-o situație foarte dificilă. Să jucăm și fără suporteri este dificil, este urât. Ar fi fost mai bine să se înghețe cu actualul sezon, așa cum s-a întâmplat și la anul. Nu știu ce să vă zic. Am văzut că în Germania deja se dă drumul, dar o să ne uităm la ei, să vedem cum este, să vedem senzația din fața televizorului, să vedem exact cam ce ne transmit aceste meciuri. Dar sentimentul meu este că nu cred că o să fie același fotbal și, într-adevăr, trebuie să ne adaptăm. Dar noi, România, nu știu dacă suntem pregătiți pentru a începe. Iarăși o chestie care nu înțeleg, trebuie să intrăm în cantonament, dar totuși să ne antrenăm câte trei. Adică stăm împreună, dar ne antrenăm separat. Mi se pare cam fără logică, adică stăteam în cantonament în momentul când începeam să ne antrenăm împreună. Așa mi se părea corect, având în vedere că acum face și testele, puteam să stăm în cantonament. Dacă toată lumea era în regulă, stăteam în cantonament și ne antrenam împreună. Cred că altă senzație aveai. Decât e ca și cum aș fi acasă, dar fără familie acum. Ai făcut testul?
Da, am făcut testul. Trece destul de rapid, e o senzație ciudată, îți bagă bățul ăla pe nas, pe gât, dar trece repede. Nu, chiar, nu știu, nu, să vedem acum dacă să fie totul, să ieșim toți negativ. O să urmeze, o să fie o perioadă grea, dificilă, vorbesc din punctul meu de antrenor. Totuși, fotbalul e un sport colectiv și să te antrenezi minim două săptămâni, că nu știm ce o să se întâmple după aceste două săptămâni cu grupe de patru, nu mi se pare un lucru normal. După două săptămâni, cred că o să ne antrenăm câte opt și după o săptămână începem campionatul, cum se preconizează. Deci, cum să facem să prelungim contractele la unii jucători care termină pe 30 iunie, care au o opțiune, care la unii le se termină contractul. Deci, cei care ieri au ieșit cu pieptul în față, nu din cauza noastră, a clubului Poli Iași, se joacă peste 30 iunie, pentru că unii au contracte până în 30 mai. Și domnul Ștefan și domnul, stai să nu greșesc, Nicoară, da? Au văzut, au ieșit ieri și au spus și s-au bătut că milioanele, vorbim numai de bani aici, nu-i vorba de bani, ci e vorba de sănătatea noastră, sănătatea multor sportivi. Nu-i vorba numai de bani și cu de asta, cu să furnizăm meciuri, ce suntem mari, o să furnizăm, poate noi, poate să jucăm, în fotbal nu se furnizează, furnizăm meciuri. Acum mai trebuie să mai și prestăm, că am luat bani înainte, nu trebuie să ajungem să facem prostituție în fotbal. Că asta e la momentul, pentru că ceea ce facem noi acum niciun caz nu are treabă cu fotbalul. De ce nu luăm exemple de la alte țări, de la, eu știu, tot am mers pe sistemul din Belgia. Belgia a întrerupt campionatul, mai avea o singură etapă de campionat, puteau să joace fără spectatori. La mijlocul lunii iunie, campionatul Serie A, dar Politehnica are o serie nefastă de înfrângeri. Rând pe rând, echipa pregătită de Mircea Rednic a pierdut cu Viitorul în deplasare, Academica Clinceni acasă și Voluntari în deplasare. De-abia în etapa a 6 de play-out, Ieșenii se impun în deplasare de la Chindia.